Peșteri. Încă o dată, părinților și dumneavoastră, eu vă rog, stimați părinți, fiți alături din noi permanenți ca să avem succesul. Principalul este sănătatea copiilor. De fie dumneavoastră trebuie să aveți grijă de copii, să-i puneți sticluța cu apă, să-i puneți dezinfectant, sterilizări, tot ce este nevoie. Și dacă copilul simt cumva temperatură, nu l-a duce la școală. Anunțați medicul deodată. Noi ne trebuie să luăm temperatura. Dumneavoastră nu sunteți împotrivă. Este prima zi de școală la liceu Petru Rareș. Noi vă felicităm cu acest eveniment important în viața voastră. Vă dorim succese, dumneavoastră, părinților, și cât sunteți astăzi, fiți sănătoși, în primul rând, este sănătatea. De ce, părinții, eu să vă aduc până la ușă, mai departe, voi intrați singuri în școală, în văstoare, în toată ziua, vă întâlnește aici afară. Și împreună cu văstoare, intrați în clasă. Astăzi, la liceu teoretic Petru Rareș, este prima zi de școală, 1 septembrie, când toți copilașii se apropie de școală, deci este puțin altfel față de anii trecuți, de tradițional, cum spunem noi, deci pentru că este fără careu festiv, dar credem că o să-i da Dumnezeu și o să fie totul bine, o să treacă această pandemie și o să aducem la condiții normal. Într-adevăr, noi, ceea ce ne-a recomandat Ministerul Educației, cele 7 scenarii, noi am ales scenariul 7, 2 și 3, adică învățare mixtă. Adică noi suntem într-o situație mai dificilă față de celelalte instituții, deoarece noi implementăm acum un proiect de 13 milioane, unde este reparație capital, un bloc, blocul A, cel mai mare bloc cu 3 etaje, se repară capital, începând de la poduri, podele, lumină, apă, canalizare, vicee. Deci de ce noi acum nu putem încă să începem studiile în acest bloc, asta o să fie undeva în semestru 2, după vacanța de iarnă, dar până când noi o să studiem în două schimburi și acele o să fie pe grupe, adică pe schimburi. O zi vine la școală, o zi face la distanță. Deci nu este ușor, este mai complicat față de celelalte instituții, dar credem și sperăm împreună cu cadrele didactici să avem succes și să continuăm anul de studii, așa să fie în fața elevilor și nu fie la distanță. În clasa 1 avem 94 de elevi, deci a fost planificat 3 clase, motivul că pe caz de pandemie și ei sunt clasa 1, noi planificăm 4 clase, deci câte 23-24 de elevi în fiecare clasă, deci este normal, copiii noi o să ne străduim ca clasa 1 să vie în fiecare zi la școală și clasele absolvente, clasele a 12 la fel. Facem așa condiții în sala de festivități, în alte săli mai mari, unde respectăm distanța socială de 1,5 metri și ca copiii să-și continue studiile zilnic și să-i vedem în față ca să capete cunoștință, ca la sfârșitul anului să susțină bacalaureatul cu succes.